Makeup Beauty. Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. V-am pregătit pentru astăzi o schimbare de look, mai exact o schimbare a culorii părului. Da, voi face ceva mai îndrăzneț, eu sunt, după cum vedeți, un ombre și am zis să schimb un pic culoarea, să fac ceva mai vesel, mai colorat. Aceasta este și ultima probă din cadrul școlii de beauty vlogging by L'Oreal. Acestea sunt cele două nuanțe pe care le-am ales să mă vopsesc astăzi. Acestea sunt vopsele semi-permanente și țin până la 2 săptămâni. Depinde cât de des vă spălați pe păr. Haideți să vă spun și ce conține un tub de genul. Cremă colorantă, un prospect cu instrucțiuni de folosire și 2 perechi de mânuși de unică folosință. Aceasta este o vopsea care se aplică foarte ușor. Tot ce trebuie să faceți este mai întâi trebuie să spălați părul, să-l uscați bine, apoi aplicați vopsea pe fiecare șuviță de păr sau cum vreți voi. Dacă vreți doar pe vârfuri, dacă vreți pe fiecare șuviță. Stați 15-20 de minute cu vopsea pe păr și apoi doar clătiți fără șamponare. Doar clătiți cu apă. Scoateți bine produsul din păr și apoi îl coafați cum vreți voi. Țin să menționez că acest produs nu o să se vadă pe culorile foarte închise, gen negru. Negru sau șaten închis. O să fie doar ușoare reflexii în lumina soarelui, așa că dacă vreți să se vadă culorile acestea pe părul vostru, este bine să-l decolorați în prealabil. Un alt pas foarte important înainte de aplicarea vopselei este acela de a testa vopseaua, să nu cumva să faceți alergie, domne ferește. Testul împotriva alergiilor trebuie făcut cu 48 de ore înainte de a aplica produsul pe părul vostru, fie că îl aplicați de la rădăcină, fie că nu și doar îl aplicați pe lungime. Trainerul nostru ne-a spus că este nevoie de o cantitate destul de generoasă de produs, așa că eu am luat 3 cutii de Colorista. Vedeți ce culori? Sigur o să iasă ceva frumos. Am ales 2 nuanțe, aceasta este Indigo Hair și cea de-a doua, Purple Hair. Dar voi folosi 3 tuburi cu siguranță pentru că m-am mai vopsit și știu că îmi trebuie o cantitate generoasă. Un alt produs pe care vreau să-l folosesc tot astăzi este acest Hair Makeup, tot de la Colorista. Acesta ține mult mai puțin, deci cu acesta, pe acesta puteți să-l încercați și voi cu super mare încredere. Acesta ține doar până la prima spălare. Vreau să vă dau și un tips pe care l-am aflat de la Sorin. În cazul în care vă vopsiți acasă și vă pătați pe aici sau pe mâini sau pe gât sau pe ceafă, puteți folosi, pur și simplu, o bucățică de lămâie cu care frecați bine. Și vopseaua dispare. Să-i dăm drum! Voi începe cu culoarea mai închisă, cu culoarea de indigo. Voi lua produsul. Obtenați șuvița după aplicarea produsului pentru ca acesta se distribuie uniform pe toată lungimea. Acum trecem la cea de-a doua culoare. La vedere mi se pare că cel de-al doilea produs este mult mai deschis față de primul și prinde un pic mai puțin, dar vom vedea la sfârșit. Tocmai am terminat de aplicat vopseaua pe tot părul, după cum bine observați, este foarte messy. Fața mea este deja foarte murdară. Am acoperit toate zonele, inclusiv și rădăcinile. Sper să nu fi ratat absolut niciun loc ușor. Și acum aștept 15-20 de minute, în funcție de cât de închis vreau să iasă și apoi mă spăl. Nu uitați, pentru acest tip de vopsea ne spălăm doar cu apă, fără șampon, fără balsam, fără alt produs de curățare a părului, doar cu apă. Mi-am spălat părul, după 20 de minute am stat ceva mai mult. Haideți să vedem cum arată vopseaua pe părul ud.
Permo. Îmi place, arată foarte bine și cred că după ce o să-l usuc, o să vadă și mai bine. Îmi doresc de asemenea niște șuvițe puțin mai intense și un pic mai închise, așa că voi folosi acest produs, Hair Makeup, pe care vi l-am prezentat și la început. Și vreau să văd ce treabă face, cum o să arate părul meu. Acest produs nu necesită spălare, v-am spus, doar îl aplicați pe șuvița de păr, îl uscați bine cu fionul și acolo a rămas. Și apoi vreau să fac și coafura finală. Tudum! Acesta se poate aplica direct, fără mânuși, pentru că se spală foarte ușor. Oricum v-am spus, se ia la prima spălare. Dar arată super tare! E puțin sidefat. Următorul pas este acela de a coafa părul mov. Acesta este look-ul final, cam așa a ieșit. Mie îmi place super, super, super mult, îmi plac nuanțele de mov. Și a ieșit așa, un mov platinat, un mov pastelat. Dar îmi place super, super, super mult și se face relativ ușor. Deci este o vopsea care se aplică ușor. Dacă vă place și vouă acest look, puteți să încercați să-l recreați și să-mi trimiteți link-ul către videourile voastre sau către pozele voastre. Încercați să fiți mai curajoase și să încercați culori noi, mai ales acestea de la Colorista, care durează puțin și arată super! Acest video reprezintă ultima temă pe care am primit-o în cadrul școlii de beauty vlogging by L'Oreal. A fost o experiență minunată, mi-au plăcut toate cursurile. Foarte curând o să urmeze și gala și o să vă iau probabil cu mine și o să vă arăt de acolo. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea voastră, pentru faptul că sunteți alături de mine și că ați fost alături de mine și în această experiență. Și nu uitați, dacă vreți să mă votați, încă se poate vota și în cadrul școlii de beauty vlogging până pe 5 decembrie, să-mi dați subscribe la canal și o să vă las și link-urile de Facebook și de Instagram, dacă vreți să mă urmăriți și pe acolo. Și acolo am și câteva concursuri foarte drăguțe, poate sunteți curioși să vă înscrieți, de ce nu? Vă mulțumesc tare mult și vă pup dulce!